Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că suntem la un serviciu de căsătorie, suntem alături de frații și prietenii noștri, Marcel și Camelia, care astăzi sunt miri și doar astăzi sunt așa. Vrem să citim din partea lui Dumnezeu și din Cuvântul Său un mesaj care este pentru ei și pentru noi toți. Genesa, capitolul 2. Celebrul cuvânt care se citește la nunți, cuprins între versetele 18 și 24. Genesa, capitolul 2, versetele de la 18 la 24. Să citim împreună cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Marcel și Camelia, aceasta este ziua nunții voastre. Ziua la care ați visat și pe care ați organizat-o cu mult sacrificiu și cu multă cheltuială în ultimul timp. Este ziua în care ați venit înaintea lui Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vă binecuvinteze pe voi și să binecuvinteze ceea ce vreți să faceți împreună și să țină o viață. Să binecuvinteze familia voastră. Știu că ați fi dorit alături de voi să fie oamenii care v-au dat viață, părinții voștri. Însă împrejurările, circumstanțele vieții, v-au oprit împlinirea acestei dorințe. Voi știți că părinții voștri vă văd acum, Victor și Maria Cosma, Anghel și Agneta Plătică, pe care îi salutăm în numele Mântuitorului Iisus Hristos. La această slujbă de căsătorie, la nunta voastră, am vrea să ne oprim alături de cântarea care ne-a produs bucurie, alături de rugăciunea care ne-a adus în prezența lui Dumnezeu. Vrem să ne oprim și în fața lui Iisus. El este Dumnezeul nostru și voi ați venit la El. Noi suntem alături de voi, dar voi ați venit aici pentru El și pentru voi. În dimineața aceasta, la nunta voastră, aș vrea să punem o întrebare căreia să-i răspundem din Scripturi. Întrebarea este provocată de tendința pe care băieții, atunci când se fac mari și se numesc bărbați, o identifică în interiorul lor. Dorința să se căsătorească. Și trecând de 16, 17, 18 ani, băieții realizează că în interiorul lor există o dorință care depășește dorința de casă, de mașină, de prieten, de orice altceva, și este dorința după o fată cu care să împartă restul vieții sub legământul căsătoriei. Aș vrea să pun această întrebare: de ce a fost nevoie și de Eva? În planul inițial al lui Dumnezeu de creație, Eva
n-a existat. În sensul că Dumnezeu l-a făcut întâi pe Adam. Este adevărat că în capitolul 1 Biblia ne prezintă planul lui Dumnezeu, care depășește momentul în care l-a făcut doar pe Adam și surprinde că a făcut bărbat și femeie. Dar atunci când l-a făcut pe Adam, noi care privim la ce a făcut Dumnezeu, nu știam ce va face după. Și l-am văzut pe Dumnezeu că l-a făcut pe Adam și că l-a pus să administreze natura, să pună nume la toate animalele, la toate ființele din grădină. Și îl observăm pe Adam din Scripturi că este neîmplinit, este nesatisfăcut și se simte singur. Omul acesta nu a reușit să intre într-o părtășie de comunicare, de prietenie, de tovărășie cu niciuna dintre ființele din grădină. El și-a făcut serviciul pe care Dumnezeu i-l-a dat, a numit toate ființele din grădină, s-a achitat de misiunea încredințată lui, dar Scriptura ne spune că el era singur și nu avea pe nimeni. Și dintr-o dată Dumnezeu mai face ceva, ca și cum tot ceea ce făcuse până atunci nu era destul și nu era suficient. Și când observăm că Dumnezeu mai face ceva și acel ceva este o femeie pe nume Eva, dintr-o dată ne întrebăm, de ce a mai fost nevoie și de ea? Așa că în dimineața aceasta, la nunta voastră, pun această întrebare. De ce a mai fost nevoie și de Eva? Mă gândesc că tu știi. În textul pe care l-am citit, găsim câteva răspunsuri. Răspunsurile acestea ne împlinesc pe noi ca soți, ca bărbați, dar ne și obligă. Ori de câte ori intrăm în posesia unui nou lucru, el ne ajută. Atunci când ne dorim o mașină, timp în care aveam doar o bicicletă, mașina ne ajută să facem lucruri care nu am reușit să le facem cu bicicleta, dar ea ne obligă. Ne obligă să o întreținem, să-i punem gaz și, în general, să avem grijă de ea și să o întreținem pentru ca să o avem pentru mult timp. E, atunci când ne mutăm de la lucrurile acestea pe care le avem în viață la ceva cu totul diferit, la căsătorie, la întrebarea de ce a mai fost nevoie și de Eva, și privind în Scriptură răspundem în felul următor. În primul rând, Eva este ceea ce i-a lipsit lui Adam. Citim în cuvântul Domnului din versetul 23, iată în sfârșit aceea care este din mine, din oasele mele, din carnea mea. Aceasta a fost dimensiunea dorinței lui Adam pe care el nu știa să o denumească. El știa că îi lipsește ceva, dar nu știa ce. Dacă Dumnezeu l-ar fi întrebat, Adam, simți că îți lipsește ceva? Cu siguranță el i-ar fi spus, da, Doamne, știi ce îți lipsește? Probabil că Adam nu ar fi știut să-i spună exact ce îi lipsește. Dar atunci când Dumnezeu a făcut-o pe Eva și a adus-o la el, el a realizat că aceasta este persoana care i-a lipsit până atunci. În ciuda decorului perfect din grădina Edenului, în ciuda faptului că Dumnezeu a răspuns la toate nevoile lui Adam și acolo avea totul la modul absolut, îl avea pe Dumnezeu, avea ce să mănânce și ce să bea, avea unde să doarmă, nu era nevoie să se îmbrace, avea tot ce își dorea sufletul lui, totuși îi lipsea ceva. Și această lipsă a lui, Dumnezeu a împlinit-o prin prezentarea femeii pe care i-a adus-o. Vine o vreme în viața bărbatului când nici mașina, nici casa, nici cetățenia, nici anturajul, nici toate călătoriile pe care le-a făcut în perioada adolescenței sau a tinereții nu mai sunt suficiente. Și dintr-o dată el privește deasupra lor, dincolo de ele, și începe să caute, rămân în urmă toate visele deja împlinite pe care eu le-am enumerat, mașină, casă, în general lucruri materiale, prieteni și tot felul de aventuri și călătorii. Toate acestea rămân în urmă și nu-l mai satisfac suficient pentru ca să nu mai fie nevoie de o nouă căutare. El este pus în fața unei nevoi. Simte în interiorul lui o singurătate, o lipsă și începe să caute în speranța că va găsi ceea ce caută. Ce caută Adam? Ce-i lipsește? Ce-i lipsește? Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Genesa capitolul 2, versetul 2. Iată ce-i lipsea lui Adam. Eva
îi dă echilibru lui Adam și Adam îi dă echilibrul Evei. Atunci când Dumnezeu vorbește despre om în Vechiul Testament, cuvântul din ebraică presupune bărbat plus femeie, respectiv soț plus soție. Lui Adam, așa perfect cum a fost, așezat într-un cadru perfect, alături de un Dumnezeu perfect, având o misiune perfectă pe care a împlinit-o la modul perfect, i-a mai lipsit ceva, i-a lipsit o femeie perfectă. De ce a fost nevoie și de Eva? Pentru că Eva i-a lipsit lui Adam. În al doilea rând, Eva a fost soluția lui Dumnezeu pentru Adam. Credeți că Dumnezeu nu ar fi putut să-i ofere lui Adam altceva? Credeți că i-ar fi fost greu lui Dumnezeu în vremea aceea să facă un avion din vremea noastră? Nu. Credeți că i-ar fi fost greu să facă un submarin? Sau cea mai nouă și scumpă mașină? Nu. Credeți că i-ar fi fost greu lui Dumnezeu să construiască Sears Tower chiar în centrul grădinii Edenului și Adam să tot urce pe scări sau cu liftul de sus până jos? Nu. Dar toate aceste invenții tehnologice nu l-ar fi satisfăcut pe Adam. Dumnezeu a știut care este problema lui. Intenționat nu a făcut-o și pe Eva odată cu el, pentru ca Adam să realizeze că are nevoie de un partener și această nevoie, când va fi împlinită, să știe să-l aprecieze. Mă gândesc că dacă ar fi avut-o fără să o dorească, ar fi tratat-o ca pe un lucru obișnuit și nu ar fi respectat-o așa cum a respectat-o după ce i-a simțit lipsa. Noi oamenii nu prețuim lucrurile pe care le avem până când nu rămânem fără ele. Nu știi câtă valoare are o mașină decât atunci când ți se termină gazul pe expres și rămâi pe shoulder, pe dreapta. Și te grăbești, vrei să mergi și nu mai ai cu ce. Și atunci zici, wow, ce bună e mașina. Și nu prețuiești cât de bună e mama și ți se pare că e o femeie obișnuită care prea te cicălește și cred că te-ai făcut suficient de mare ca să termine cu cicăleala, până când mama se duce la cele veșnice să se odihnească. De nopți nedormite, de sfaturi neauzite, neascultate, neîmplinite și se duce cu visele ei, o parte s-a împlinit, altă parte nu, și de-abia atunci când ea nu mai este și când locul e gol, atunci realizezi cât de importantă este mama, cât de important este tatăl. Atunci când ei trăiesc, nu le simți valoarea. Poate nici nu mai ai timp să le dai un telefon, să le duci o floare. Pentru că ești prins în iureșul vieții, ești tânăr, muncești, vrei să te realizezi și spui, lasă că o sun săptămâna viitoare. Și s-ar putea ca săptămâna viitoare să nu mai ai pe cine să mai suni. Și gândul că n-ai sunat-o te va urmări o viață întreagă ca o remușcare permanentă. Eva este soluția lui Dumnezeu pentru lipsa lui Adam. Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Aceasta a fost dimensiunea ofertei lui Dumnezeu la nevoia lui Adam. Eva este propunerea lui Dumnezeu pe care Adam o acceptă. Când Dumnezeu vine cu Eva la el, el o privește și spune imediat, în sfârșit, Doamne, asta este, asta vreau, asta îmi lipsea. Căutarea și alegerea soției trebuie făcută împreună cu Dumnezeu, înțelegem de aici. Dumnezeu propune și omul alege. Sunt trei instanțe în procesul căutării lui Adam, care se repetă în procesul căutării unui bărbat, unui băiat din zilele noastre. Prima instanță este propria conștiință. Atunci când un băiat caută să-și împlinească lipsa din viața lui, prin căsătorie, prin legământ, prin alegerea unei fete, atunci conștiința este prima instanță care trebuie să spună da. Și orice băiat care încearcă să se căsătorească, trebuie să asculte glasul conștiinței lui. Dacă el este un om mântuit, dacă trăiește în dimensiunea Duhului Sfânt, dacă se teme de Dumnezeu și trăiește cu Dumnezeu, conștiința lui este luminată de Domnul. Și conștiința aceasta va fi o lumină suficientă pentru ca să spună da sau nu în ceea ce izbește ochii. Astăzi trăim într-o lume materialistă, drept pentru care banii sunt apreciați mai mult decât oamenii, mai mult decât relațiile și decât orice altceva.
Dar atunci când Adam caută, dacă conștiința lui este luminată de Dumnezeu, această conștiință devine una dintre cele trei instanțe care îi spune da sau nu. Da, spus de conștiință, îi dă liniște. El se simte liniștit pentru că conștiința lui confirmă ceea ce îi place. El se uită cu ochii și în funcție de dorințele lui, ochii se opresc la tot felul de fete. La una apreciază un lucru, la alta apreciază alt lucru și probabil că se uită în adunare și în viața lui începând de pe la 18 ani până la 20, poate și se oprește la, privirea lui se oprește la 10, 20, 30 de fete în procesul acestor ani și se gândește el care este. Dar atunci când vede pe una dintre ele, dintr-o dată glasul conștiinței îi spune un mesaj care îi dă liniște și îl determină să înțeleagă că aceasta este. O conștiință luminată de Dumnezeu are un mesaj suficient pentru un băiat. Dacă conștiința nu-i luminată de Dumnezeu, ea spune prostii. Dar dacă e luminată de Dumnezeu, ea este, ea are o oarecare intensitate de lumină. Nu-i suficient glasul conștiinței. El trebuie probat de alte două instanțe care urmează. Și a doua sunt părinții. Sunt copii care s-au săturat de părinților. Asta probabil un pic datorită părinților, că nu s-au purtat cu înțelepciune cu copiilor, cum spune Scriptura, sau mai ales datorită copiilor care sunt rebeli, educați în societatea aceasta materialistă și individualistă, când ei cred că de la 12 ani decid singuri, dar trăiesc tot pe banii lui tata și lui mama. Ei, trecând peste aceasta, este nevoie de confirmarea părinților. Este important pentru o fată sau pentru un băiat ca mama și tata să spună da. Sigur, această problemă e complicată, foarte complicată. Nu la modul general, ci la nivel de excepție. În principiu ea nu e complicată, dar sunt excepții când devine complicată. Noi ne ocupăm de regulă și nu de excepții. Vreau doar să spun că pentru un băiat și pentru o fată, când mama și tata spun da, el și ea au multă liniște și confort în suflet. A treia instanță este Dumnezeu. Este important să-L întrebi pe Dumnezeu: Doamne, spune-mi, fata asupra căreia m-am oprit eu cu privirea, este bine sau este rău? Și sunt foarte multe metode prin care Dumnezeu spune da sau nu. Metodele contemporane, unele dintre ele nu mai seamănă deloc cu metodele biblice. Eu nu spun nimic despre asta să nu rănesc cugetul nimănui, dar ar fi bine să ne întoarcem la Scripturi. Important este că instanța conștiinței, instanța confirmării părinților și confirmării lui Dumnezeu, cel puțin la nivelul Duhului, este foarte importantă pentru un om, pentru că numai Dumnezeu are soluția la problema lui Adam. Poate Adam crede că îi trebuie un avion, poate crede că îi trebuie o mașină, un submarin sau îi trebuie un bloc înalt, dar Dumnezeu știe ce îi trebuie lui Adam, pentru că Dumnezeu are cartea de instrucțiuni și de folosire a acestui om. Al treilea lucru pentru care a fost nevoie și de Eva este faptul că Eva este ceea ce apreciază Adam. Imaginați-vă-l pe Adam că intră în grădina Edenului prin faptul că Dumnezeu l-a făcut și l-a așezat acolo și intră într-o lume pe care Biblia o numește, iată că Dumnezeu s-a uitat la ceea ce a făcut și toate erau foarte bune. Imaginați-vă că toate aceste lucruri purtau ștampila excelenței divine și Adam intră în această proprietate perfectă făcută de Dumnezeu și nimic nu apreciază. Nu ne spune Scriptura că uitându-se la elefant spune, în sfârșit văd un elefant. Nu ne spune Scriptura că uitându-se la miracolul florilor, al înfloririi sau al tuturor celorlalte fenomene, lucruri, stări, ființe din grădină, Adam să fie entuziasmat și să aprecieze. Biblia tace, probabil că el a făcut asta, dar Biblia nu spune. Când o vede pe Eva, atunci o apreciază. Nimic n-a apreciat până la ea. Stătea singur și posomorât, făcându-și serviciul în slujba Domnului. Când o vede pe Eva, îi tresare inima. Se trezește, se înviorează, simte că este ceva special și are cuvinte de apreciere. De ce a fost nevoie și de ea?
Pentru că atunci când ea apare în viața lui, ea devine singurul lucru pe care el apreciază. E puțin ofensator pentru mama. E puțin ofensator pentru tata, care a muncit o viață întreagă să-l facă mare. Și acum când se face mare, în loc să aprecieze pe mama și pe tata, o apreciază pe Eva. Ce ciudată e viața. Și ce dureroasă este câteodată. Nu zic mai mult, că e destul atât. Aceasta este dimensiunea fericirii din viața lui Adam. Dintre toate lucrurile făcute de Dumnezeu, Adam apreciază cu tot entuziasmul de care este în stare pe Eva și spune, iată, în sfârșit. Această atitudine a lui Adam este o taină a lui Dumnezeu manifestată prin viața lui. Câteodată părinții suferă din cauza asta, pentru că să-ți fie răpită dintr-o dată fata sau să-ți fie răpit dintr-o dată băiatul și să fie o rupere bruscă și copilul pe care te-ai dus în fiecare seară să-l pupi, să-l săruți și pe care l-ai așteptat de fiecare dată să se întoarcă acasă la 9, la 10, la 11, mă rog, fiecare familie cu regulile ei, dintr-o dată nu mai vine. E complicat. Ce s-a întâmplat? S-a întâlnit Eva cu Adam, după regula lui Dumnezeu. Și Adam apreciază pe Eva ca și cum n-a mai văzut nimic frumos până atunci. N-a mai fost nimic frumos în casa lui. Pentru că este alegerea lui, pentru această persoană, el părăsește totul. Pentru că este o persoană pe care o apreciază, el dedică totul. Uitați-vă, vă rog, cum spune Scriptura în 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. Aduceți-vă aminte că 1 Petru, capitolul 3, este o parte a scrisorii lui Petru când el sfătuiește soții și soțiile. În versetul 7, Petru spune bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu soțiile voastre. Marcel, tu ai luat această fată, dar pe lângă tot ce este frumos prin faptul că l-ai luat-o, trebuie să plătești. Unul dintre lucrurile cu care plătești este că trebuie să te porți cu înțelepciune. Este foarte greu să anticipezi acum, înainte de a avea experiența, ce înseamnă asta, dar crede-mă că înseamnă așa de mult încât nici nu-ți trece prin cap acum. Să te porți cu înțelepciune cu soția este ca și cum nu reușești niciodată să te porți cu înțelepciune. Pentru că în familie a te purta cu înțelepciune înseamnă să înțelegi că lângă tine nu e un alt bărbat, ci este un alt om care e diferit de tine. Și când ție îți place roșu, ei îi place albastru și îți vine să spui că doar roșu există în lume și nu și albastru. Și este foarte greu să te acomodezi și din toate tabieturile tale pe care ți le-ai fixat până la vârsta asta, crede-mă că trebuie să ți le schimbi. Măcar o parte dintre ele. Nu ai încotro. Poți să nu le schimbi, dar aia nu e înțelepciune. Aia e ceartă, e conflict, sunt seri în loc de dimineți, sunt nopți în loc de zile, este plâns în loc de râs și așa mai departe. Să te porți cu înțelepciune, omule. Dați cinste femeii ca unui vas mai slab. Asta înseamnă că ea se va supăra mai repede decât tine. Nu va rezista așa de mult la faptul că nu îi se împlinesc dorințele, cum reziști tu. Bărbații trec mai ușor peste ceea ce nu le place. Dacă există un bărbat și o femeie și amândoi sunt confruntați cu un lucru care nu le place, știți ce spune bărbatul? Lasă, domne, că nu-i sfârșitul lumii. Și se duce mai departe. Ea spune, ba da, e sfârșitul lumii. Aici e sfârșitul lumii. Și dacă nu recunoști că acolo e sfârșitul lumii, va fi sfârșitul lumii. Trebuie să ții cont că nu un om, ci prin inspirație divină, Petru scrie, e un vas mai slab. Să ții minte asta, Marcel, din toate punctele de vedere va fi un vas mai slab, referindu-mă la aspectul fizic, referindu-mă la dificultățile vieții, nu mă refer la aspectul emoțional și spiritual.
Petru continuă și spune: veți moșteni împreună harul vieții, să nu-ți treacă prin minte că meritele tale te va face mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și te vei duce înaintea ei. Împreună veți moșteni harul vieții. Dumnezeu tratează la egalitate femeia cu bărbatul. Și Petru încheie versetul 7 spunând: dacă nu faci aceste lucruri, rugăciunile tale vor fi împiedicate. Marcel, tu ești bărbat. Și în general bărbații sunt puși în slujbe în biserică mai mult decât femeile. Femeile fac slujbe care nu se văd, slujbe de rugăciune, de ospitalitate și multe alte slujbe asemenea acestora. Dar slujbele proeminente, publice, sunt făcute de bărbați. Nu știu dacă tu vreodată vei fi implicat în asta sau nu, dar la modul general Adam este chemat la lucrul acesta. Și vei veni să te rogi pentru tine și pentru casa ta și te vei ruga mai tare decât toți oamenii aceștia și îți vei ridica mâinile, și dacă un musafir sau un frate te va vedea, spune: Marcel e un om spiritual. Dar rugăciunile tale nu vor fi ascultate, omule spiritual, dacă tu nu ai făcut lucrurile din urmă. Să te porți cu înțelepciune cu soția ta, să ai grijă de sensibilitatea ei, de faptul că e o femeie pe care tu ai ales-o. Și să știi că Dumnezeu vă tratează egal prin faptul că împreună veți moșteni harul vieții. Și ca să nu-ți fie împiedicate rugăciunile, să te comporți cu înțelepciune. De ce a fost nevoie și de Eva? Pentru că în al patrulea rând, ea este aceea pentru care Adam părăsește totul. Adam n-a părăsit totul pentru orice lucru, ci Adam părăsește totul doar când se căsătorește. Și în Honolulu să se ducă. După vreo două săptămâni se întoarce înapoi. Și tot în dormitorul lui se duce. Se duce maică-sa și tot acolo îl găsește. Și în unde vrea el să se ducă. Și la cea mai frumoasă întâlnire cu cei mai buni prieteni și la cel mai tare meci. Și dacă face sport, să se ducă la cea mai grozavă întâlnire. Și să ia examenul la cea mai grozavă universitate. Și oriunde s-ar duce el, seara tot acasă vine. Când se însoară, gata, nu mai vine. Asta îi pune capac, îi schimbă domiciliul. Și nu-l mai vede mama decât rar. El care avea dormitorul lui și avea farfuria lui și avea obiceiurile lui și avea un loc în casa aia unde nimeni nu trebuia să intre, că era proprietatea lui. Câteodată și pe usă scrie cine e în dormitorul ăla. E, dintr-o dată când se întâlnește cu ea, gata. Viața se schimbă pentru întotdeauna. De ce? Pentru că Dumnezeu a inventat-o și pe Eva. De ce a inventat-o? De ce a făcut-o? În al patrulea rând, pentru ca Adam să părăsească tot ce a fost în urmă și să-și schimbe viața de astăzi înainte. Aceasta este dimensiunea personală a vieții lui Adam. Spune cuvântul: de aceea va lăsa pe tata și pe mama. Adevărul este că prin natura emigrației, Marcel, tu ai lăsat de mult pe tata și pe mama. Dar dacă ai fi fost în România, așa cum în mod normal ar fi trebuit să decurgă viața, acum mama și tata ar fi fost aici și azi noapte ai fi dormit în casa lor, în casa părintească. Natura circumstanțelor și a emigrației face să se schimbe lucrurile. Dar atunci când Adam pleacă, o lasă pe tata și pe mama. Lasă totul. Tu ai avut mulți prieteni, nu știu cât de mulți, dar mă gândesc că și tu, ca fiecare băiat, ai avut un număr de prieteni. Crede-mă că relația cu ei trebuie să se schimbe. Nu că probabil se va schimba, uite-te la mine, trebuie să se schimbe. Apariția Evei în viața lui Adam îi schimbă prioritățile, îi schimbă valorile, schimbă totul. Acum are un om cu care doarme, cu care mănâncă, cu care se plimbă, cu care face toate lucrurile. E, ori această nouă apariție în viața lui Adam face ca viața lui să se schimbe. Relațiile foarte strânse cu prietenii lui, cu amicii lui, cu frații de la biserică cu care ieșeam fiecare seară out la restaurant, downtown, sau nu mai știu pe la ce bucată de iarbă să joace volei, fotbal sau altceva, se schimbă. Pentru că acum, de aici înainte și până în ultima secundă a vieții tale, această persoană trebuie să fie legată de tine și trebuie să ții cont de ea. Nu poți să-i spui: știi ce, eu plec. Păi tu pleci, dar eu ce fac? Dacă și ea pleacă?
Observați că familia lui Adam, prietenii lui Adam, hobby-urile lui Adam, obiceiurile lui Adam, valorile lui, toate se schimbă. Acesta va fi un proces care va lua timp, Marcel și Camelia. Același lucru este valabil pentru tine. Toată lumea din trecutul tău se va schimba, după cum toată lumea din trecutul lui se va schimba. Acum v-ați întâlnit și fiecare trebuie să lăsați în egală măsură lucrurile din urmă și să vă dedicați unul pentru altul. De aceea Dumnezeu te-a făcut pe tine, pentru El. În al cincilea rând, Eva este aceea care l-a completat pe Adam. Dacă Dumnezeu n-o făcea și pe ea, el rămânea necompletat. De ce a făcut-o Dumnezeu și pe Eva? Ca pe cineva care să completeze pe Adam. Spune Scriptura, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Aceasta a fost dimensiunea familială, intimă a vieții lui Adam. Porunca lui Dumnezeu, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, a fost dată familiei, nu a fost dată lui Adam. Nu a fost dată guvernului, nu a fost dată bisericii. Și asta nu-i problema bisericii. Aceasta este problema familiei, e problema lui și ei, care uniți în taina căsătoriei, sub legământ din iubire pentru restul vieții, înțeleg responsabilitatea aceasta lui Dumnezeu. A face copii nu e o poruncă, e o oportunitate, e o binecuvântare, e o onoare. Biblia spune, Dumnezeu i-a binecuvântat zicându-le, e o binecuvântare să poți face copii. Și fiecare familie trebuie să facă, nu spune Biblia câți, spune că trebuie. Aici, în locul acesta, există intimitate, încredere. Tu o să vezi, Marcel, nu o să poți avea încredere în nimeni ca în soția ta. Pentru că așa cum o să fii, cu toate defectele alături de calități pe care ea o să le descopere în viața ta, ea o să te iubească oricum, pentru că este jumătatea ta. O să te ierte atunci când nu te mai iartă nimeni. O să te accepte atunci când nu te mai acceptă nimeni. O să îți ofere tot ce are și este ea atunci când nimeni nu mai vrea să-ți ofere nimic. Pentru că ea este partea cealaltă a ta, pe care Dumnezeu a făcut-o ca să fii întreg. Eva îl completează pe Adam. Să știi că dacă îl completează, asta înseamnă că nu se poate fără ea. La ce bun să ai cea mai tare mașină din lume dacă nu ai benzină să pui în ea? Benzina completează mașina pentru ca să o poți folosi. Tu, omule, oricât de grozav ai fi, dacă n-ar exista ea, n-ai fi suficient pentru provocările vieții. Adam poate să facă business singur, poate să-și cumpere mașini singur, poate să facă case singur, poate să facă multe lucruri singur. Dar copiii se nasc doar în cadrul familiei, între soț și soție. Acesta e un lucru sfânt, Marcel și Camelia. Acesta este un lucru sfânt, Marcel și Camelia. Tu ai fost pregătită de Dumnezeu să-L completezi pe El, iar El a fost înainte de tine să-L respecti, să-L iubești, să-i dai întâietate, să nu-l faci de rușine niciodată în fața oamenilor. Iar dacă va trebui să îi reproșezi ceva, să ai răbdare până acasă. Dacă nu poți să ai răbdare, atunci să uiți. În al șaselea rând, în penultimul rând pentru mine în această dimineață, a fost nevoie și de Eva, pentru că Eva este cea care l-a ajutat pe Adam. Atunci când Adam a început să pună nume și să lucreze în serviciul lui Dumnezeu, niciun animal din grădină n-a zis, hei Adam, văd că m-ai numit, mi-ai zis, păun, stai că merg cu tine acum ca să te ajut. Da, de unde? Păunul și-a văzut de păuniță și de treabă. Și nu l-a interesat pe el de Adam. Adam tot singur a rămas, tot timpul a rămas numai singur. Dar atunci când Eva apare în viața lui, ea se ține după el și Dumnezeu îi spune, dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău. Și unde îl vezi pe Adam? Este și Eva. Eva îl ajută pe Adam. Aș vrea să vă citesc ceva ce am găsit scris undeva. Și dumneavoastră care sunteți soți, să spuneți dacă este adevărat. Iar dumneavoastră care sunteți soții, dacă e adevărat, să vă bucurați. Într-o zi, soțul vine acasă de la serviciu și nu poate să bage mașina în garaj, deoarece pe drumul, pe driveway spre garaj, erau trântite toate bicicletele copiilor. Vrea să bage bicicletele în garaj
și găsește mașina nou cumpărată săptămâna trecută deschisă și câinele plin de noroi întins pe banchetă. Enervat, intră în curte unde vede copii într-o baltă de noroi. Piscina era plină de noroi, copiii se jucau cu furtunul. Intră în bucătărie și observă că geamul de la ușă era plin de urme de la palmele de ciocolată ale copiilor. Clanța era îmbrăcată în felii de șuncă și gaura cheii era înfundată cu un crnat. În bucătărie curgea apa, frigiderul era deschis și tot ce avea în el era pe jos. Farfurii și pahare murdare peste tot. Pe masă o baltă de suc. Pe jos nu se putea călca altfel decât pe mâncarea cățelului sau a conținutului borcanelor de murături care fusese răgolite peste tot. Începe să-și caute soția prin casă. În timp ce o căuta, era un vacarm, adică o gălăgie foarte mare, de la televizorul dat la maxim, la refuz, și de la calculator și de la tot felul de games. Intră în baie și prosoapele pluteau pe podea într-o baltă de apă murdară. Sulurile de hârtie igienică erau derulate și aruncate pe pereți, pe tavan. Și prin cadă și peste tot era multă mizerie. În sfârșit își găsește soția într-un dormitor relaxată, cu o mască pe față. Avea bigudiuri în păr, citea o carte și a ascultat și muzică cu căștile pe urechi. Enervat, fără să știe ce se întâmplă, nemai găsind niciodată așa ceva în casă, o întreabă: femeie, ce s-a întâmplat aici? Ea liniștită îi răspunde: îți aduci aminte tu când în fiecare seară te întorceai de la lucru și când mă întrebai ce ai făcut toată ziua? Am vrut să-ți dau o lecție și să-ți explic ce fac eu toată ziua. Lucrurile astea pe care le-ai găsit peste tot, altfel decât de obicei, eu toată ziua le fac. Și când nu le fac, uite ce se întâmplă. Nu știu ce a făcut Adam, dar Eva i-a explicat în felul acesta ce face ea toată ziua. Credeți-mă, Eva l-ajută pe Adam. Ceea ce mă miră pe mine este că atunci când Dumnezeu a vrut să-i dea un ajutor lui Adam, în loc să-i dea un bărbat puternic, i-a dat o femeie. Păi dacă eu văd un bărbat care are nevoie de ajutor, nu-i spun unei soții: du-te și ajută-l pe omul ăla. Ce să facă ea? Ciudat că Dumnezeu găsește de cuvință în înțelepciunea lui divină că Adam nu de un alt bărbat puternic are nevoie să-l ajute, ci de o femeie. Și i-o trimite pe Eva și mesajul trimiterii e următor: va fi suficientă. Toți bărbații căsătoriți știu asta. Amin. În ultimul rând, a fost nevoie și de Eva, pentru că Eva este cea care s-a lipit de Adam. Se va lipi de nevasta sa și amândoi se vor face un singur trup. Cu multe lucruri ne întâlnim în viață. Scriptura ne spune să nu se lipească nimic de noi. E bine să avem bani, dar să nu se lipească de inima noastră, ci doar să-i administrăm în funcție de prioritățile lui Dumnezeu. Este bine să avem mașini și case, să nu fim ca cei din Africa care săracii n-au nici apă. E bine să avem proprietăți și Dumnezeu să ne răspundă nevoilor într-un mod cât mai confortabil. Dar Dumnezeu ne avertizează: nimic să nu se lipească de inima voastră și când veți ajunge să le aveți, să nu uitați pe Domnul. Numai că atunci când Adam se întâlnește cu Eva, Dumnezeu nu numai că nu-i spune: ai grijă să nu te lipești de ea, ci dimpotrivă îi spune: lipește-te și lipește-te bine și pentru toată viața. Căsătoria nu trebuie să fie doar pentru o lună. Această afirmație, luna de miere, este o afirmație împotriva scripturilor. Este adevărat că nimic nu se poate compara cu prima lună, că prima lună e prima lună. Dar dacă prima lună e de miere, restul vieții de ce este? De dulceață, de marmeladă, de ce este?
De cine depinde să fie tot de miere? A rămas Dumnezeu dator cu ceva? Ar putea biserica să facă ceva ca să facă miere și restul vieții? De George Bush? De cine depinde să fie frumos restul vieții? Depinde de Adam și depinde de Eva. Depinde de lipirea aceasta pe care Dumnezeu a poruncit-o să se lipească. Marcel și Camelia, voi amândoi sunteți responsabili în egală măsură. Este fals să spun că este responsabil Marcel. Este fals să spun că e responsabilă Camelia. Sunteți responsabili 50% fiecare dintre voi pentru tot ce se va întâmpla de astăzi înainte. Atunci când o familie eșuează, este adevărat că unul este adevăratul vinovat, dar nici celălalt nu-i cruce de închinat. Că un om nu se poate certa singur, să se certe mai trebuie pe cineva. Și dacă ai reușit să te cerți cu soția, nici ea nu este prea duhovnicească. Această lipire, Marcel și Camelia, trebuie să se realizeze în toate domeniile existenței voastre. Trebuie o lipire la nivel fizic și lipirea aceasta este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru voi. Să nu-ți fie rușine să-ți ții soția de mână. Este cea pe care ai ales-o. Este cea cu care ai făcut nuntă. Este cea pe care ai primit-o de la Dumnezeu și ai spus, în sfârșit, Doamne, asta este. Să o iei tot timpul cu tine și să te mândrești cu ea, să te bucuri de ea. Trebuie să fie o lipire emoțională, să te simți atras de ea, în sentimentele tale de bărbat, să te simți atras de ea. Trebuie o lipire mentală, rațională, intelectuală, să faci totul în înțelegere cu ea. Bărbații au această tendință individualistă și e foarte greu ca ei să se pocăiască. Femeile, pentru că sunt dependente prin natura lor, ușor depind de bărbații lor și comunică cu ei. Bărbații, pentru că în natura lor sunt independenți, trebuie să învețe să relaționeze și să comunice cu soțiile lor. Și unii învață greu lucrul ăsta. Trebuie o lipire și aici. Nu lua decizii fără ea, dacă până acum tu ai fost obișnuit, la fel și tu, să-ți administrezi singur viața. Acum vă administrați împreună viața. Învățați lecția aceasta. Să știți că nu o să o învățați doar într-o zi, dar o să o învățați în fiecare zi. Și apoi trebuie să fie o lipire spirituală. Sunt mulți bărbați care nu se roagă seara cu soțiile lor. Unii nu se roagă nici singuri. Marcel, Camelia, să vă ferească Dumnezeu în fața căruia sunteți în această dimineață. Să fie o seară, măcar o seară, că poate dimineața aveți program diferit, dar seara trebuie să-l aveți comun. Să vă ferească Dumnezeu să fie o seară în care să nu vă așezați unul lângă altul, în fața celui care v-a dat viață și v-a unit. Voi știți prin câte ați trecut până astăzi. Mărturisiți voi, dacă nu era Dumnezeu de partea voastră, nu vă înghițeau nenorocirile sau poate oamenii răi? Vi s-ar fi sters pomenirea, dar Dumnezeu v-a păzit pentru că vă iubește. Să stați amândoi unul lângă altul și să stați seară de seară, măcar pentru câteva minute înaintea Domnului și să-i spuneți, îți mulțumim, Doamne, pentru că suntem împreună. Într-o zi mergeam pe străzile acestui oraș pe jos și n-aveam bucățica de pâine să o băgăm în gură. Și ziceam, Doamne, cine m-a adus pe mine în lumea asta străină? Și acum sunt fericit și am de toate. Cui să-i mulțumești? Mie? Păi de ce mie? Cine sunt eu să mulțumesc tu mie? Mulțumește-i celui care merită mulțumirea, Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului. Ce oameni sunteți voi dacă vine noaptea și cu capul între urechi te bagi în perna moale a lui Solomon și te culci, fără să-i spui lui Dumnezeu, mulțumesc că mi-ai binecuvântat? Indiferent cum îți merge, să-i spui mulțumesc, că nu din cauza lui îți merge cum îți merge. Indiferent prin ce treci, să-i spui mulțumesc, că după ploaie vine și soarele. Indiferent ce simți tu în sufletul tău și ce se întâmplă în afara casei, indiferent cât de abrupt e dealul sau cât de adâncă e valea, seara de seară cu soția ta și cu bărbatul tău și când Domnul o să vă dea copii, să spuneți, îți mulțumesc, Doamne. Dacă ai uitat, mă omule, trezește-te din pat și spune-i mulțumesc. Nu te poți culca fără să-i spui mulțumesc lui Dumnezeu. Lipiți-vă în starea aceasta spirituală. Citiți Scriptura împreună seara și rugați-vă lui Dumnezeu, că așa fac oamenii care îl urmează pe rege și care înțeleg că de la el primesc toate lucrurile.
Sub privirile părinților voștri care doar prin tehnologia internetului vă văd, sub privirile noastre care suntem prietenii voștri, frații voștri în Hristos, și sub privirile ca parafocului al celui sfânt care e Dumnezeul vostru, în dimineața aceasta, voi trebuie să înțelegeți următorul lucru. Marcel, camelia este darul lui Dumnezeu pentru tine. Camelia, trebuie să înțelegi că Marcel este darul lui Dumnezeu pentru tine. Să nu vă permiteți niciodată să schimbați gândul acesta cu altceva. Și până la sfârșitul vieții voastre să rămâneți așa, împreună în voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în fiecare zi. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.